Adid Timiș a transmis un mesaj pentru timișenii cărora nu le-au fost ridicate deșeurile. În contextul întreruperii nejustificate a activității de către Retim Ecologic Service SA, operator de colectare a deșeurilor municipale din zona 1 Timișoara, începând cu data de 30 aprilie 2024 și până la intrarea în normal a activității sau ori de câte ori se impune, Adid Timiș încurajează utilizatorii serviciului de salubrizare arondați zonei 1 Timișoara de colectare, persoane fizice și juridice, care s-au confruntat cu întreruperi nejustificate a prestării serviciului, prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract, neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat, neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract, să uzeze de prevederile contractului de salubrizare încheiat între Retim Ecologic Service SA și utilizator în vederea calculării facturilor aferente serviciilor de salubrizare prestate doar în funcție de serviciile de colectare și transport deșeuri municipale efectiv prestate de către operatorul Retim Ecologic Service SA conform contractului. Adit Timiș reamintește utilizatorilor serviciului de salubrizare faptul că acest serviciu se realizează în baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților încheiat între Retim Ecologic Service SA și utilizatorii persoane fizice sau juridice din zona 1 Timișoara fac parte localitățile. Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Jarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Remetea Mare, Sân Mihaiu Român, Șag, Becchere Mic, Biled, Bucovăț, Scărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștinoi, Fibiș, Foieni, Giulvăs, Iecea Mare, Mașloc, Otelec, Parța, Peciunou, Pișchia, Săcălaz, Sân Andrei, Șandra, Satchinez, Uivar, Variaș. Transmit reprezentanții Adit Timiș.